La limita de nord a comunei Ciurea începe să se formeze un mic orășel. În lunga cetățuii se derulează tot mai multe investiții private. În interiorul celui mai mare proiect imobiliar din regiunea Moldovei se ridică magazine, un restaurant, o sală de sport, un bazin de not și o spălătorie modernă. Într-adevăr, la limita de nord a comunei Ciurea, în zona denumită cartier Vișoianu, au fost construite de către dezvoltatori o serie de locuințe colective, însumează peste 1200 de apartamente, aproape 1400. S-au mutat foarte mulți tineri la noi în comună, pentru că condițiile oferite de dezvoltatorii din zonă sunt dintre cele mai bune. Toți cei care locuiesc în zona fostelor sere Vișoianu vor avea acces la zone comerciale și de recreere. Pentru acestea a fost emis un certificat de urbanism la solicitarea constructorului din zonă pentru construirea unui restaurant și pensiune și transformarea unor alte clădiri pe care le are în patrimoniu în sală de sport și un bazin mare de înot. Pentru acestea a fost emis un certificat de urbanism la solicitarea constructorului din zonă pentru construirea unui restaurant și pensiune și transformarea unor alte clădiri pe care le are în patrimoniu în sală de sport și un bazin mare de înot. De asemenea, o spălătorie auto self pe bază de fise și două terenuri de sport pe care la fel dezvoltatorul dorește să le realizeze acolo pentru a oferi condiții celor care s-au mutat în cartierul Vișoianu. Alături de acest dezvoltator, sigur, în comună și în acea zonă mai sunt și alți dezvoltatori de dimensiuni mai mici, dar care la fel au construit locuințe frumoase. Și cartierul ridicat la intrarea în lunga cetățuii este în continuă dezvoltare și tot mai mulți tineri sunt interesați să locuiască în zona respectivă, tocmai pentru că se realizează astfel de investiții.